Cei mai mulți severineni știu că anvelopele de iarnă sunt o adevărată tentație pentru hoți, care se pot alege cu sume frumușele de bani din comercializarea lor. S-au furat și se fură mereu. N-ai curaj să lași mașina în stradă, dacă ai o mașină mai bună, ți-o spargi și se fură. E o sursă pentru, știu, oamenii cinstiți în ăștia hoți, e o sursă de venit. Dar comercializa repede? Da, repede și la un preț mai mic față de magazin. Polițiștii din cadrul Biroului Municipal de Investigații Criminale atrag atenția tuturor posesorilor de autoturisme să fie atenți, altfel riscă să rămână fără anvelopele de iarnă. Le-a sugera cetățenilor de pe raza municipiului de Oberat Turnu-Severin să monteze pe autoturisme sisteme antifurt sau dispozitive de alarmare. De asemenea, le-aș sugera să nu lase autoturismele garate sau staționate în locuri neiluminate în timpul nopții. Ca să vă asigurați autoturismele, puteți găsi în magazinele de specialitate antifurturi pentru roți, care nu costă mai mult de 22 de lei, și sisteme de alarmă care costă 150 de lei. Această investiție v-ar putea scuti de neplăcerea de a cumpăra din nou anvelopele de iarnă, care sunt destul de costisitoare.